să încercăm să facem... Avem aici trei personalități. Cei trei o să trebuiască să le dați fiecare câte o personalitate din spațiul german. Dar înainte de asta avem nevoie de o voluntară care să iasă, nu afară că e fric, să se ducă sus. Să se ducă sus. Pentru că ea trebuie să ghicească cine sunt cele trei personalități pe care o să le alegem împreună. Cine vrea să își găsească jumătatea? Trebuie să aibă peste 3 ani și peste 7. Domnișoara de acolo, una dintre ele. Ați fost cele mai active înainte. Bun. Haideți să aplaudăm pentru asta. Haideți să auzim. Orice... Mercă. Daniela Mercă. Eu ce ți-am zis înainte? Că se Dacă zice și la Madalin Helmut Kohl, eu rămâine intru presnice. Vreți să ne mai spuneți câteva lucruri despre ea, așa ceva noutăți sau ceva? Nu. Bun. Ok. Nu știu despre ce sunteți. Bun. Pentru Radu. Pentru... Pentru Radu. Hitler. Pentru Mădălin. Pare să mai uite și la om, că uite, seamănă ce care e. Așa și pentru Pavel. Schumacher. Deci Schumacher cu... Da? Bun. Ok. Deci nu Schumacher, care a fugit în Germania. Mihael, da? Ok. Așadar, avem... Îl avem pe domnul Angela. Pe domnul Angela. Schumacher. Ești din Buda! Vite, comanzi! Abăia! Ai auzit ceva? Bun. Doamnelor și domnilor, haideți să o întâmnăm cu aplauze pe... Diana! Bine ați venit! Dacă stai jumătatea, avem trei personalități remarcabile care au venit aici pentru că vor să îți cucerească inima. Ai voie, ai drept la trei întrebări. Ok. Pui prima întrebare, ei îți răspundea. A doua, îți răspund din nou. A treia, îți răspund și până atunci trebuie să știi cine sunt ei și să-ți dai seama, să-i ghicești și apoi să alegi. Da? Ești pregătită? Așa. Gândește, e șansa ta. Jumătatea te așteaptă chiar aici. Toți sunt pregătiți. Te vezi. Sunt foarte emoționați. Prima întrebare... Sunt toți de sex masculin, nu? Acum că suntem în Uniunea Europeană, suntem mai deschiși. Hai, putem mai cu accelerație, hai! Așa, cred că am o bună deja. Cineva din lumea divertismentului pe aici? Stai. Nu, o întrebare, punește o întrebare cum se pune. Dacă mai duce pe insulă pustie. Ok. Tu ai venit să-ți găsești jumătatea. Am înțeles. Află. Cum te-ar trata? Ce ar însemna o întâlnire romantică? Drăguță, mai întâi vreau să-ți spun de cosmetică și m-au recunoscut jurnaliștii și m-au băgat în studioul ăsta de televiziune. Da, dacă e vorba de romantism, ce vreau să spun este că sunt o fire clasică, lumânări, intimitate. Și foarte multe aperitive afrodisiace. Și securitatea va fi acolo ca să nu pățiți asta, vă spun eu, dar... Bun, concurentul numărul 2. Haide, haide, chiar! Ah, mein Leben! Eu, dar
un panțăr. Și am luat o cină din gloanțe. Și din... Vă mulțumim. Vă mulțumim. Zwei Heineken! Concurent numărul 3. Scuze. Mersi, mersi. Nu e aici că ți-e bine. Uitați, pune să sar la mine în bolit și în 20 de secunde am fi la Hamburg. Okay. A doua întrebare. Dacă ar fi să vă confruntați cu altcineva care luptă pentru atenția mea, ce ați face ca să îmi câștigați atenția? Drăguță, când ai serviciile secrete la dispoziție, cam greu să intre ceva în confruntare cu mine. Așa că i-aș lăsa pe ei să rezolve. Am. Cam mercantilă, așa. Ce? Concurentul numărul 2? Subtil sunteți. Mare Lipă, eu cu tine m-aș și poate și cu Bolșevici. Ok. Îl calc. Deci dacă nu ți-ai dat seama până acum cine sunt, ai grijă cum pui întrebarea asta ca să-ți dai seama. Cea mai spontană și drăguță declarație de dragoste. Acum 5 cuvinte, nu mai mult. Te văd... Îmi dau seama că mi-aș putea schimba sexul. Die Arbeit macht frei! Frumos? Am înțeles? O declarație cu sentiment? Și ultimul concurent? Pentru tine fac și pantofi. E mai adâncă puțin asta. Acum aleg cine mai impresionat. Nu, acum te-i spui cine sunt cei trei. Păi, doamna este Angela Merkel. Bravo! Un înger, doamna, așa? Așa. Adolf Hitler m-a cucerit, n-am ce să zic, așa. A cucerit mult, bine nu. Și ultimul, nu știu. A zis că... Vreau șampanie în față. Na, a zis că... A, da, încă mi-am putut. Șumahar. Șumahar. Eu nu pot chiar... Ba da, de ce nu? Ce combinație la aici? Pe domnul Hitler, legea. Asta era zilpat, mă rog, când e atât de șarmant... Bun, acum o să trecem la penultimul sublet. O să începem pe următor. Eu și Pavel vom face un film în germană. Iar cei doi, de data asta chiar în germană, iar cei doi o să stea în față și o să ne asigure traducerea simultană, ce înțeleg ei, pentru român. Spuneți-ne un spațiu în care v-ați dori să fiți. Chiar acum. Unde? Bun, hai să zicem unul în următoarele 50 de ani, unul mai realistic. Haideți să luăm spațiu Schengen. Dacă asta se dorește. Bine. Bun. Ok. Așadar, haideți să mai facem o dată ceea ce am repetat la început, ia să caut eu aici trompețica. Mitten Bus, mitten den gelben Linie ziehen. Cei cu bagajele și cu mașinile să le lăsați să scoateți alte la vedere! Guten Tag! Ce mai faceți? Ia! Ia că mănânci cozonac! Schengen cozonac! Check de Sinaia! Sie wollen mehr? Meine Tochter
Ești Mark Follis. Îmi dați și mie din cozonacul dumneavoastră de sănaia după care încercați tortul făcut de bunica mea? Rue! Rue! Kleemoynen! Kleemoynen! Stai așa! Stai așa! Înainte de asta, scoate ce-i acolo! Here! Here haven't seen. O fi luat, e tot bun. Se good. Nu i-a spus nimic înăuntru. Nu sunt droguri, nu sunt droguri. Așa? Aha! Aha! Haven Sie sich die Wörter verschluckt? Mă lăsați mască, fără cuvinte, vă mirați de foarte multe ori. Ați făcut de ce obțin 5 ori. Exact așa ați făcut. Ciucă? Salată? Măi, lasă naiba. Obit! Tort cu salată, da, e ultima specialitate în România. Cocaine. Cu... Ietnă... Care vă schimbă starea de spirit. Ce spuneți? Așa este, da. Dar fiți Rhein? Schengen? Dar și cum ați călătorit înspre Rai? Să treci în Schengen? Ia! Exact! Da. Acolo! Amsterdam, Londra, Paris, tot! Oho! Sie hören mich, obwohl ich keine Wörter spreche. Mit all diesen Städten. Acolo să simțiți libertatea și mie îmi place să mă dau interesant, după cum vedeți. Amsterdam. Nein. Nu. O să poți? Ia, bitte schön, sagen Sie. Da, sigur că da. Acolo unde putem să ne inițiem în tot felul de lucruri. Ich habe ein Geschenk für ihn. Uitați. Oh. Oh. Super! Extra! Pupe? Bâtă? Rose pupe, mit fir... O bâtă mare! Ia! Das müssen Sie nutzen! E o femeie gonflabilă, dar nu e umflată. Mi-a ținut de urât multe nopți. Ia! Sigur că da! Für mich? Pentru mama ta? Sau pentru mine? Da, am înțeles. Nici eu de mută. Aha! Nu. Aha. Chiar pentru tine. Gut. Hai, Schengen. Treci în Schengen. Dohasca. Aber mein Hund darf er nicht auch rein? Nein. E bine deștept. Zwei! Radical de 74! Și mie îmi dă-mi! Zwei! 25! Înalt pe tine! Vai, tu ești dramatică! E obosit astăzi puțin și în plus orice câine drumurile de însușirile stăpânului. Mi-a lins mâna.
Nu, 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 vă rog, nu vă ștergeți de mine, că îmi repugnă acest obicei. Ok, deci lasă-o și ea, mit den Hund, den Hühner, so, so. Alo, alo, hei, alo! Frate, fii băsețul! Mă lăsați sau nu să trec, că nu am timp mult de pierdut, sunt așteptat. Stai, 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 stai așa! Hühner, ciao! Da, da! Vreți să spuneți ceva? Spuneți! Ce bine! Am o propunere! Zice! Spuneți, spuneți! Zice, mă mergeam! Mi-o lași pe mama ta și banii tăi cu cocaine și tabla de șah un hund și câinele un Cristina și pe Cristina! N-are Cristina nici! M-a prins! Sunteți tatăl meu! Care a plecat în lume de la o vârstă fragedă! Zice, în Cristina Anca Duliu! Tată! Cristian! Mai fata! Iar acum trecem la ultimul moment. Un concurs Mondovision. Știți cu toții Eurovisionul, da? Acolo vin țări din toată Europa. Aici o să vină din toată lumea. Să ne spuneți fiecăruia o țară. Iar acela dintre noi va reprezenta acea țară. Pentru Radu. Radu? Crește tu aici. Haideți să punem pe Radu primul, că așa își dorește el de obicei. Sri Lanka. Sri Lanka? Alte propuneri? Yemen. Cum? Yemen. Yemen? Yemen. Yemen. Pentru Radu, Yemen. Yemen. Pentru Madalin. Yemen. Yemen. Sweet. Pentru Madalin. Uitați-vă și la om. Ce vă inspiră? Laponia. 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 Dar tu ești renul, nu? Să nu crezi altceva. Cum, cum? Deci, care-ți propunele? Islanda. Laponia, Islanda? Spania. 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 Pentru Madalin, Spania. Pentru... pentru... pentru mine. Republica Populară Ferentar. Republica, exact. Țara Republica Ferentar. Sau zic și alte propuneri de țări. Republica Ciudestă. No. Cum? Rusia? Pentru mine Rusia și pentru Pavel? China. China. Pentru Pavel, China. Haideți să recapitulăm. Deci Radu are Yemen, Mădălin are Spania, eu am Rusia și Pavel are China. Și de câte ori va veni câte o reprezentanță, gândiți-vă că sunteți din țara respectivă și îi încurajați, da? Așadar, doamnelor și domnilor, acum primul concurent este cel al Yemenului. Întâlnați-l cu aplauze pe Yemen Chobanel! Salam aleikum! I'm Bubu from Yemen! Yemen!
Bubu din Yemen, iar acum vă rog să-l întâmpinați cu aplauze. A venit de departe. Direct din Emiratele Spaniole. Întâmpinați-l cu aplauze. Antonio Madalinas. Microfonitas. Los gracias. El es mejor. El chicas, el chupacabras. No. Aquí, questo de la playa. Hey. Mejor. Yo he cantado si con Soraya. Ha. Antonio Mandalinas. Iar acum vă rog să-l întâmpinați, a venit de pe alt continent cu un întreg vapor. Tocmai a ieșit din Chinatown. Ce-l cheamă Pavelișen Mărșenien. Haideți să-l întâmpinăm cu aplauzia. Mulțumim. Cursul Mondovision, reprezentantul Rusiei, întâmpinați-l cu aplauze. E un tip foarte emotiv. Alexander Bălăja. Aplaudometru, cel care v-a plăcut cel mai mult. Așadar, haideți, ați aplaudometru plus uralometru, puteți să le combinați. Așadar, pentru reprezentantul Yemenului. Yemen, 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 Yaha, Yaha, Bibi. Pentru reprezentantul Spaniei. Chinei. Și
rivalitate între reprezentantul Chinei și reprezentantul Rusiei. Marian o să trebuiască să combine o melodie, pentru că oricum nu și cu chinezii. O melodie între acestea două, iar eu cu Pavel să facem un duet, fiecare în limba lui. Oh, ce grașnie! Yemen distrușenie, Espania totalie, alabas la mas, la chinas, la lunas, baraș, balaș, teobaraș, balacinos, san, xing, pavălin, bârșăniș, san.
Thank you.